să dezvolți populația coloniilor după 15 august sau chiar în luna septembrie pare o inepție. Însă dacă știi cum să o faci, poți să iernezi colonii cum iernează americanii sau canadienii. Știți cum iernează ei? Iernează pe câte două corpuri de câte 8 rame Langstroth. Rama Langstroth e rama noastră 3x4. Iar 16 rame, adică două corpuri, 16 rame Langstroth e echivalentul la puțin mai mult de 10 rame Dadan Blatt. Sigur că vor fi apicultori care vor spune că acestea sunt basme și nimeni nu a auzit de așa ceva, însă vă asigur că majoritatea apicultorilor care au o experiență în continuă dezvoltare iernează pe multe rame, iernează colonii puternice, 9, 10, 12 rame și asta de cel puțin 10 ani încoace. Iar cei care au un mindset limitat, nu doar că nu vor putea să facă mai mult, însă nici nu vor crede că se poate mai mult. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea. Pentru început vreau să vă spun că eu personal nu mai sunt apicultor profesionist, adică nu mai îmi câștig existența din apicultură. Am considerat că pot ajuta apicultorii mult mai mult din alte părți decât din interiorul stupinei, așa că fac altceva. Și pe lângă conexiunile cu apicultura, mai am și alte proiecte în dezvoltare și în desfășurare. Însă, cei peste 25 de ani de apicultură, cu schimburi de experiență în 3 continente, m-au făcut să ajung expert, fără falsă modestie, m-au făcut să ajung expert în apicultură. Și să vă pot da niște sfaturi pe care și eu le-am învățat și le învăț în continuare. Adică să ne înțelegem. Știu foarte multe despre apicultură, însă în fiecare zi învăț lucruri noi, tehnici noi, tehnologii noi, pe care încerc să le împărtășesc cu voi. În urmă cu câțiva ani am spus o vorbă: credem doar ceea ce vedem, vedem doar ceea ce știm și știm doar ceea ce am învățat. Această vorbă e valabilă și acum. Când întâlniți apicultori care cred că ei le știu pe toate, că doar ei au dreptate și că doar cum știu ei, așa e cel mai bine să se facă și nu se poate altfel, fugiți de acești oameni, deoarece aceștia sunt limitați de niște bariere și niciodată nu vor trece de acele limite. Căutați mentori care studiază, care fac schimburi de experiență, care au o atitudine pozitivă și creativă. Mentori care vă explică cu argumente și care știu să vă răspundă la întrebarea de ce. Ceea ce v-am spus este primul lucru care ar trebui să îl știți pentru a reuși să ieșiți din clișeul 10 rame la iernat nu se poate. Deci, schimbați-vă mindset-ul. Dacă credeți că nu se poate, dacă nu ați văzut că se poate, ieșiți pur și simplu din cutia voastră de limite și faceți schimburi de experiență și veți vedea că se poate. Se poate și în America, se poate și în Canada și dacă se poate la ei, vă asigur că se poate și la noi. Cum? Simplu. În primul rând trebuie să schimbăm măcile. Odată la 2 ani. De preferat la sfârșitul lunii iulie, după culesul de floarea soarelui, înainte de extragerea mierii. Am mai spus o treabă asta în materialele trecute și o mai spun și o să mai spun. Până când mai mulți apicultori vor testa treaba asta și vor ieși și vor spune da, așa este, dacă schimb matca la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, matca respectivă, matca nouă, își va da drumul la pontă. Cum își va da drumul la pontă? Sigur, dacă o stimulăm, dacă o stimulăm cu turtă proteică, turta cu ultrabii, de exemplu, e cea mai bună proteină, e ultrabiu. Turta cu ultrabii pentru puiet larvar și corp gras, asta face. Dezvoltă coloniile și întărește corpul albinei, îl pregătește pentru iernare. Pe lângă
stimularea cu proteină, e nevoie și de o stimulare cu suplimente glucidice, adică cu sirop. Și stimularea asta se face completând rezervele de iarnă, pentru iernare, în luna august, acum, la începutul lunii august. Realizarea tratamentelor antivaroa, tot așa, începând cu sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, până la mijlocul lunii august. Dacă reușiți să faceți tratamentele până la mijlocul lunii august, e bine. Pentru că măcile acestea sunt afectate de tratamente. Sunt foarte afectate de orice tratament. Și atunci, dacă noi reușim să finalizăm tratamentele până la mijlocul lunii august, după aceea le putem restarta. E bine ca până la mijlocul lunii august să realizăm și acele stimulări sau începutul stimulărilor care obligatoriu trebuie continuat. Facem tot ce este nevoie pentru ca Albina să aibă tot ce crede ea că îi este necesar. Rezervă de hrană, rezervă hrană glucidică, rezervă de hrană proteică, eliminarea parazitului varoa. Sunt cele mai importante. Pentru ca măcile noi să înceapă să punteze. Dacă faceți aceste lucruri, creați un sistem în care măcile tinere se vor simți asigurate și în maxim 2 săptămâni de când începeți treaba asta, veți observa o schimbare a coloniilor voastre. Veți observa că rezervele de hrană încep să se diminueze. Nu va fi suficient o jumătate de litru de sirop pe zi. Va fi nevoie de 1 litru de sirop pe zi, pentru că ponta va crește și albinele vor îngriji puietul. Sper că sfatul acesta să vă scoată din cutia în care unii limitați v-au îngropat și să vedeți dincolo de acele limite. Doar așa vă veți putea depăși nivelul. Sfatul zilei de azi se termină aici. Vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare, spor la treabă și sănătate maximă!